Anul trecut, comisarii din cadrul Gărzii Regionale de Mediu Suceava au aplicat peste 750 de sancțiuni, dintre care 481 au fost amenzi, iar restul avertismente. Valoarea totală a sancțiunilor s-a ridicat la peste 1 milion de euro. În cazurile considerate mai grave, comisarii de mediu au luat 2 decizii de desființare a lucrărilor, 21 de decizii de suspendare temporară a activității la operatori economici și au trimis procurorilor 8 plângeri penale pentru încălcarea legii mediu. Ca urmare a investigațiilor făcute cu ocazia sesizării privind abatorul de la Nicșani, când s-a constatat că s-a depozitat în mod necorespunzător deșeuri provenite din activitatea de abatorizare undeva în câmp, în 2 grupi practicate în pământ. Cu această ocazie, pe lângă dispoziția de desființare a lucrărilor respective, a fost înaintată și o sesizare penală și a fost aplicată o sancțiune contravențională principală în valoare de 50.000 de RON. Deși aproape un sfert dintre amenziile aplicate de comisarii de mediu sunt contestate la tribunal, anul trecut au fost anulate în instanță doar 2 sancțiuni.